BMW recomandă să nu schimbi uleiul niciodată în cutie de viteze. Poate să țină un ulei atât de mult în cutie de viteză? Pe generația noi de mașini avem cutii foarte, foarte performante, în același timp și foarte solicitate, pentru că având motoare de capacitate cilindrică mică, de o putere relativ mică, cuplu care se transmite la roți este scos de cutia de viteză automată. Da, generează deci, și amplifică cutia de viteză, ceea ce înseamnă temperaturi și în cutia de viteză. La temperaturi știm foarte bine, uzuri foarte mari în cutia de viteză. Inevitabil trebuie să facem o întreținere corectă a cutiei de viteză. Eu recomand tuturor celor care dețin mașini cu cutii de viteză automate măcar la 60.000 de kilometri înlocuirea uleiului.